Pasajul de la Piața Victoriei din București este într-un stadiu avansat de degradare și e în pericol să se prăbușească. Tavanul se dezintegrează, stâlpii de susținere stau să cadă sub greutatea planșeului. Este o expertiză realizată anul trecut în București care a spus la iveală că 18 poduri și 4 pasaje din București au nevoie urgentă de reparații. Colegul nostru Radu Tibiță ne spune mai multe chiar acum. Radu, bună dimineața, te ascultăm! Bună ziua, bun găsit tuturor! În centrul capitalei, în Piața Victoriei, situația este extrem de gravă. Din cauza traficului intens, din cauza trepidaților de la metrou, dar și din cauza circulației de aici, din subteran, pentru că încă de anul trecut au fost introduse și tramvaie și autobuze care să circule prin acest pasaj aflat în clasa de risc 4 din 5. Conform celor care au făcut această expertiză, în clasa 4 din 5 se poate circula, însă sunt necesare numeroase intervenții la nivel de structură pentru consolidarea unui astfel de pasaj. Pe de altă parte, trebuie să știți că situația este gravă la nivelul întregului oraș. Există și pasaje care au fost introduse în gradul de risc 5, vorbim de pasajul Lugerului și podul Băneasa, acolo unde, în mod normal, ar trebui să fie blocată circulația, ar trebui să fie închisă circulația, însă asta ar da cu totul și cu totul peste cap orașul în sine. Totodată este important de amintit faptul că la nivelul întregului oraș se așteaptă și o serie de lucrări la planșeul Pieței Unirii. Acolo primăria sectorului 4 se pregătește să investească astfel încât să reconstruiască întreaga zonă. De o astfel de lucrare ar fi nevoie, se pare, chiar și aici în Piața Victoriei, însă nu se știe foarte clar când am putea vedea un astfel de șantier aici în fața Guvernului, unde circulă în fiecare zi sute de mii de oameni și zeci de mii de mașini.